Bună seara! Bună seara! Numele meu este Mitică Popescu și sunt un funcționar public. Ce-am de la televizor? Adineor a fost invitat de către un coleg de la cooperativă și noi, ca băieți, știți, la o bere, la restaurantul cine. A spus că bineînțeles că vine, dar fără nevastă că nu trebuie. Mă trimite singur. Trebuie doar să iau așa un aer trist. Și singură spune, vai săracul, nu vezi ce obosit ești, nu vrei tu să te duci cu prietenii tăi la o bere. A, dar fără tine, mamă, nu se poate. Ce fără mine că am despădat pasă. Și gata. Bine, stăm noi de aici, a? Uite, ți-am adus portofelul. Mă dat portofelul la birou. Mă duc să iau... Vezi că e în buzunarul de la piept. Da, uite, deci... Da, nu știu când nu l-am văzut. Da, ce noroc cu tine, Măriară. Uite, mă, ce noroc. Astfel mă și vedeai acum, noaptea. Umblând așa, eu la păstrez, că trebuie să găsesc o farmacie, că mă doare capul ăsta, E una lângă gara, știi, una lângă gara. Bună farmacie. Hai, sunt vreo 20 aici, în sertarul, de la măsuță. 20? 20. Dar nici nu știu de ce luăm de atâta antiemere. Când ai nevoie de el ai? De el nu-și mai fac niciun efect. Ei, mitică său, n-ar fi bine să te culci? Bara, mă duc să plimb și eu inițial pisica afară și mă... Da, dar pe cine ai văzut să plimbe pisica? Păi dacă n-avem câine, tu n-ai văzut. Și acum, uite, nu mai are omul ce să mai plimbe pe afară. Ei, zău, mitică, fiu serios, n-ar fi bine să te culci. Ba, ai drept. Ce-mi trebuie, domnule? Ce-mi trebuie? Cursa de șoareci. Mă duc să văd. Ce să vezi? Cine e și primul? De unde să iasă? Păi din cursă, cum de unde să iasă? Emit, că fii om serios. Uite, eu mă duc să spăl vasele și pe aici. Tu te duci să speli vasele. Și eu mă duc. Mă duc să mă predau. De ce? Uite, azi dimineață am traversat pe roșu și săracul milițianul ăsta nu m-a observat. Așa și? Și am conștiința încărcată și... Zău, mitică, liniștește-te că la cârciumă nu te duci. Nu? Nu. Da. Ce întrebi? Băleu. Ce femeie superioară. Ești tu, mărioară. Nu că altele te duci ce faci bețiv. Ele cum beau un pahar de vin, gata e și bețiv. Și Napoleon obișnuiasă. N-a fost un bețiv. Nu? A fost un învingător. La Waterloo. What? S-a stricat lanțul. Mă duc să aveam de-a ferometal. Ferometal, noaptea. Păi nu e închis? Păi ce, nu există și ferometal de urgență? Zău și așa. Care e ferometal? Da! Tu faci director. Da, să trăiți! E urgență la birou. Da, vin acum! Mă îmbrac și vin. Bineînțeles, aș fi dorit să stau acasă lângă soția mea, care este o femeie superioară să faci director, dar... Dacă trebuie, vin și...
Vezi, e scos din priză. Da? Da, uite, chiar. Mă și întreba cum de vorbește dacă nu sună. Da, da. Da. Nu, probabil că secretara lui. Da, proaste. 30 de oameni, noaptea oameni. Mai, de ce nu ești tu om cinstit, mai? Nu mai bine decât. Așa. Hai. Spune și tu. Mi-ar sta bine cu stați. Ție? Da. Ei, eu mă duc să vă spun stați-vă. Ce-a spus noaptea? Păi nu e închis? Păi ce, noaptea schimbă materia, ce e cameră, da? Zău, mitică, liniștește. Nu te culci? Nu are sunt. Ba, nu, așa. Au! Nu văd! Nu văd, nu văd! Nu pune mâna pe mine, nu pune mâna pe mine, că somn nebun! Lasă-mă, nu văd! Ușa! Unde e ușa? Unde e ușa? Trebuie să mă duc și eu să iau o scrumbia fumată, ceva, că vine eclipsa asta peste noi și n-avem ceva fumat în casă. Eclipsa vine peste 11 ani? Și ce contează? Scrumbia ține oricât. Ce rog, mi s-a vrut să ne-am nu m-a scrumbit toată viața lui. A pățit ceva, n-a pățit nimic. Mitică, mă duc, îți iau pijamalele, papuci și te culci. Faci. Ia stinge. Stinge noi lumina. Nu? Stinge lumina. Și eu mă duc să iau oțet. Oțet? Păi da, oțet, că vine toamna acum și n-avem și noi oțet să facem niște borcane. Măi, nu mitică, măi! De ce nu ești om cinstit, măi, mitică? Imediat te duci și te duci la mâncare. Da? Da. Da. Ce nu trebuie? Pasă, nu e chelner, nu e. Aia, nu e, aia. Ce să faci? Ce să faci? Ce să faci? Ia-ți. E... E nu. Nu, mai bine trag și o oră de somn până la 10 când intru de tur. Ai fost și ieri de tură? Fost și ieri? Da, așa. Da, dar știi că trebuie să... Nu trebuie nimic. Da, dar i-am promis lui ăla că... Nu i-ai promis nimic. Bine. Atunci, eu mă duc și tu... aștepți. Nu, nu aștept pentru că nu te duci. Nu? Nu. Da. Ding, ding. Ding, ding. Da. Da. Ce? Să vin la bere? De ce să vin la bere? Poate eu vreau să mă culc. Ce? Că mă trimite ea? Da, ce? Fac eu ce vrea ea? Da, să se învețe în minte. Eu vreau să mă culc. Vreau să mă culc și să stau cu soția mea acasă. Da. Da. Ce femeie să ești tu, mărioară. Nu ești tu ca altele unde te duci, ce faci veții? Mulțumim elevilor de la clasa a 10-a pentru această excepțională interpretare și mulțumesc încă o dată lui Alex.